Pentru data de 28 aprilie, 27 de asociații de proprietari din Năvodare au fost avizate pentru debranșare din cauza datoriilor. Asociațiile vizate au reușit să cumuleze datorii de aproape 124.000 de lei. Pentru a-și recupera banii, SECERA JSA a trimis avize de debranșare, astfel că abonații au termen de 5 zile să achite dările restante. În caz contrar, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Reprezentanții Raja spun că măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații răuplatnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în urma primirii avizelor de debranșare. Majoritatea datornicilor în doar câteva zile își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.